era secretul pentru a fi fericit. Vino cu mine și fii foarte atent. În realitate sunt două cufere în care păstrez secretul pentru a fi fericit. Și acestea sunt mintea mea și inima mea. Iar marele secret nu este altceva decât o serie de pași pe care trebuie să-i faci de-a lungul vieții. Primul pas este să știi că Dumnezeu există în toate lucrurile din viață și pentru aceasta trebuie să-L iubești și să-i fii recunoscător pentru toate lucrurile pe care le ai și pentru toate lucrurile care ți se întâmplă. Al doilea pas este să te iubești pe tine însuți și în fiecare zi când te trezești și înainte să adormi, trebuie să spui: sunt important, am valoare, sunt în stare, sunt inteligent, sunt iubitor, aștept mult de la mine. Nu există obstacol pe care să nu-l pot învinge. Acest pas se cheamă autostimă ridicată. Al treilea pas este să pui în practică tot ceea ce spui că ești și dacă tu gândești că ești inteligent, acționează inteligent. Dacă tu gândești că ești în stare, fă ceea ce îți propui. Dacă tu gândești că ești iubitor, exprimă-ți iubirea. Dacă gândești că nu există obstacol pe care să nu